În ultimele 24 de ore în România au fost înregistrate 499 de cazuri noi pozitive cu SARS-CoV-2, iar 53 de persoane și-au pierdut viața. Aglomerația și cozile care s-au înregistrat în ultimile zile la aeroportul Otopeni din cauza formalităților se vor atenua, promite Compania Națională Aeroportul București, care susține că instituie noi măsuri pentru reducerea timpului de așteptare la intrarea și ieșirea din țară. Consiliul Național al Elevilor solicită creșterea finanțării învățământului cu 4,7% din PIB. Solicitarea vine în condițiile în care în 2022 se vehiculează un buget similar cu cel alocat în acest an. NASA a confirmat lansarea pe 24 decembrie a telescopului spațial James Webb. Proiectul a început în 1989 și se aștepta să fie cel mai puternic telescop care a fost lansat vreodată în spațiu, la începutul anilor 2000. Pregătește-și joaca de iarnă. Un val de aer polar va ajunge în România în următoarele zile. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 7 grade Celsius.